Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Zilele municipiului Focșani au debutat astăzi cu festivitatea de premiere a olimpicilor și sportivilor. Evenimentul s-a desfășurat pe scena cinematografului Balada în prezența oficialităților locale. În cadrul festivității de astăzi au fost premiați elevii focșăneni care au obținut performanțe la olimpiadele naționale și internaționale. De asemenea, au fost acordate diplome și premii elevilor care au participat la olimpiadele și concursurile sportive. În debutul festivității de premiere, elevii au fost felicitați de către autoritățile locale pentru performanțele obținute în anul școlar 2012-2013. Dintre toate manifestările dedicate zilei Focșanului, asta mi este cea mai dragă. Pentru că primim niște copii, niște copii care un an de zile au muncit, au obținut niște rezultate foarte bune și îmi face deosebită plăcere să-i premiem astăzi. Cu această ocazie vreau să mulțumesc Consiliului Local pentru că au fost de acord să acordăm aceste premii, discuțiile pe care le-am avut cu dânsii. Cred că la anul vor fi un pic mai substanțiale. Este dar o zi a performanței, o zi când cei care cu dăruire, cu pasiune, cu talent și cu multe renunțări din cele ce le execută așa pentru pura plăcere a lor, au consimțit să facă performanță, să-și dedice mult mai mult timp studiului, antrenamentului, în așa fel încât ceea ce veți auzi astăzi, numele celor pe care îi veți auzi astăzi sunt deja embleme pentru municipiul nostru și sunt convins că performanțele lor vor rămâne înscrise în istoria Focșaniului. În mijlocul olimpicilor focșăneni a fost și deputatul USL Ciprian Nica. Acesta i-a felicitat pe elevi pentru efortul depus, care prin performanțele lor a reușit să reprezinte cu succes orașul de pe Milcov. Pentru ceea ce se întâmplă astăzi aici, vreau să mulțumesc domnului primar Bacinski, consilierilor locali, colegilor noștri consilieri locali pentru că au avut această inițiativă, pentru că acești copii meritoși care învață și care sacrifică la un moment dat și frumusețele copilăriei, pentru că să știți, din păcate, anii aceștia nu se vor mai întoarce și rămân cei mai frumoși ani din viața noastră. Eu o spun personal pentru că am amintiri foarte frumoase, nu învățam așa ca dumneavoastră. Felicit profesorii pentru rezultatele copiilor, pentru că o fărâmă mare, nu mică, din rezultatele lor va aparține și dumneavoastră. Vă doresc mult succes la examenele care vin și sperăm să ne reprezentați cu mândrie și cu demnitate Focșaniu, pentru că este Focșaniul nostru. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Cred că pe 6 iulie s-a semnat numai atestarea documentară, dar noi probabil suntem mai vechi aici. Pentru premierea olimpicilor, Consiliul Local al Primăriei Municipiului Focșani a alocat suma de 40.000 de lei. Au fost premiați cu diplome și bani elevii și sportivii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline, faza națională, precum și la campionatele sportive internaționale și naționale, organizate în perioada iunie 2012-2013. Tot mai mulți oameni s-au accidentat sau chiar și-au pierdut viața în accidente de muncă. Numai de la începutul anului, în Vrancea, au fost înregistrate 4 decese la locul de muncă și alte câteva zeci de accidente soldate cu invaliditatea persoanelor. În perioada ianuarie-iunie 2013 s-au înregistrat 32 de accidente de muncă, atât la angajatorii din județul Vrancea, cât și la angajatorii din alte județe. 4 persoane și-au pierdut viața la locul de muncă și alte 28 de persoane au suferit leziuni grave. Principalele domenii în care se produc cele mai multe accidente de muncă sunt construcțiile, comerțurile, silvicultura, agricultura și fabricarea produselor de panificație. În perioada ianuarie-iunie 2013, pe raza județului nostru s-au produs un număr de 32 de accidente de muncă, atât la angajatorii din județul nostru, cât și de la angajatori din alte județe. Din 32 de accidente, 28 de accidente au fost cu incapacitate temporară de muncă, iar 4 accidente mortale. De asemenea, 2 accidente de muncă produse în cursul anului 2012, construcții și exploatări forestiere, inițial au fost cu ITM, adică cercetate de către firma angajatoare,
au fost încadrate în cele din urmă în grad de invaliditate. Potrivit legislației în vigoare, angajatorii au obligația de a cerceta orice eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă. Dosarul întocmit trebuie înaintat către Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru verificare și avizare. Potrivit reprezentanților ITM Vrancea, în multe cazuri, dosarele de cercetare întocmite de comisiile numite de angajatori nu respectă prevederile legii. Violența în școli a scăzut, potrivit unui raport întocmit de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. În perioada februarie-iunie 2013 au fost investigate doar 3 cazuri de atac la persoană, discriminare și instigare. Potrivit cifrelor oficiale comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în cel de-al doilea semestru al anului școlar 2012-2013, violența din școli a scăzut la mai mult de jumătate față de semestrul anterior. În perioada februarie-iunie au fost investigate doar 3 cazuri de atac la persoană, discriminare și instigare, 29 de cazuri de insulte, 61 violențe fizice ușoare, fără arme sau lovire, 3 cazuri de atentat la bunuri, furt și tentativă de furt și 18 cazuri de distrugere a bunurilor școlii și alte tipuri de violență. Toate aceste cazuri au fost raportate la 112. Această centralizare a determinat și o analiză comparativă cu raportarea anterioară și a rezultat că toate cazurile semnalate în acel moment sunt în scădere. Astfel, s-au înregistrat în perioada februarie-iunie 3 cazuri de discriminare și 3 cazuri de discriminare și instigare la discriminare, 29 de cazuri de insulte, 3 cazuri de furt și tentativă de furt, 18 cazuri de distrugere a bunurilor școlii. De asemenea, spre deosebire de perioada anterioară, respectiv fiind vorba de situația centralizatoare realizată până în luna ianuarie, s-a înregistrat în acest interval un caz de violență fizică gravă, monitorizat la momentul respectiv de instituțiile abilitate. În colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean și cel de jandarmi, vor continua și vor fi intensificate în anul școlar 2013-2014 măsurile de prevenire și reducere a fenomenului de violență, astfel încât să fie asigurată securitatea în școlile vrâncene. Vești bune pentru agricultura vrânceană. Recolta din acest an la Păioase este peste așteptări, mai mare cu aproximativ 20% față de anul trecut. Dacă la Ors s-a obținut o producție medie la hectar de 3800 de kg la grâu, unde recoltatul abia a început, se estimează o producție medie pe hectar de 3640 de kg. Dacă recoltarea orzului a fost finalizată, la grâu abia începe. Din cele 27.000 de hectare cu grâu semănate în Vrancea, până acum au fost recoltate 1355 de hectare. Producția medie obținută fiind de 3640 kg la hectar, aproape dublu față de anul trecut. Din suprafața de 27.000 de hectare de grâu programat, s-au realizat vis-a-vis de recoltat 1355 de hectare, un procent de 6%. Producția medie programată a fost de 2620 de kg la hectar pentru grâu, și conform datelor operative înregistrate, sunt realizate 3640 de kilograme la hectar. Ploile din ultima perioadă au afectat culturile de grâu și de rapiță? Nu, nu au fost cantitățile de precipitații atât de mari care să dăuneze pentru aceste culturi. Ba dimpotrivă, nu putem spune că au fost dăunătoare, ci benefice. Dacă ne referim și la faptul că în tradiția populară, știți că se spunea, recoltatul la grâu începe undeva în jurul sărbătorii de Sfântul Petru, înainte sau după, putem să și verificăm că acest lucru s-a și întâmplat și în județul Vrancea. Este adevărat că producătorii și-au luat acele măsuri de precauție privind folosirea la însămânțat a unor soiuri de grâu și de rapiță care să reziste acestor eventuale cantități de precipitații în timpul recoltatului. În această perioadă se recoltează și rapița. Din cele 3500 de hectare cultivate în acest an, s-au recoltat deja 220 de hectare, producția medie la hectar fiind de 2105 kg.
Scăderea vertiginoasă a prețurilor pe piața liberă la legume și zarzavaturi a luat prin surprindere pe producătorii cărora nu le vine a crede ce se întâmplă. Cu 1 leu pe kilogramul de roșii, 2 lei la ardei și 3 lei pe kilogramul de vinete nu își vor putea amortiza nici măcar cheltuielile de peste an, cât despre profit nici nu poate fi vorba. Legumicultorii vrânceni, care își comercializează producția pe piețele din Focșani, spun că prețurile au scăzut alarmant de mult pentru această perioadă, riscând să vândă în pierdere recolta pentru care au muncit pe brânci încă din iarnă, investind sume mari de bani. La 1 leu kilogramul de roșii, dacă plătești culesul din câmp, transportul și timpul petrecut pe piață, nu-ți rămâne mai nimic. Mulți dintre ei au rate la bănci pentru care nu le mai pot plăti la timp, întrebându-se încroziți cât îi vor mai pățui funcționarii bancari. De azi dimineață nu s-a vândut. Trebuie să faci un bac de roșii și să plătim. În jur de 60 de kilograme dacă am vândut. Și tarabă o plătim la 90, la 9 lei. Taxa. Și am înțeles că se mărește de mâine încolo. De mâine ce să facem? 13 lei 50. Vasile Neiculiță este din Suraia. Împreună cu copiii săi lucrează peste 3 hectare de grădină. Vând în piața din Focșani, dar au încercat și în alte orașe din țară. Omul nostru spune că nu mai merge nicăieri bine și nu știe cum se vor descurca. Ce produse ați adus? Varză, ardei, roșii. Ați vândut ceva? Puțin. Prețul prost. Roșia 1 leu. 1 leu nici transportul plătit. Dar cât ar fi trebuit să fie prețul la momentul acesta? Măcar 3 lei la cât am muncit toată vara, toată iarna, toată iarna am dat foc, am muncit și acum un leu. Am bătaie de joc. Poliesa asta bătește. Barză un leu. Dar nici astea nu merg, nu? Nici prețurile astea nu. Nici prețurile astea nu merg. Ce o să face? Ce să face? Nu mai pun la anul. Las pe loagă, tot și gata. Tinerii legumicultori care au hotărât să rămână acasă să facă ceea ce știu ei mai bine, adică producție, sunt debusolați și nu știu încotro să o apuce. Nu, e foarte greu, nu ne scoatem nimic investiții. Munca nici nu o pune la făcuteală. Da, benzina e scumpă, 6 lei o dăm cu benzină. Câte? Deci toate sunt scumpe. Masa ne-a impus de mâine 135.000 pe zi. Câte roșii se vând? Eu îți dau 135 plus pe rezervată și plătim toată iarna, care noi vindem, că nu stăm zi de zi. Când avem atât, așa avem și treabă, și nu stăm zi de zi. Și aici ne rup. Și la piață vin cu un leu. Că-i verde, că-i albă, că-i coaptă, că-i care moale, care-i tare. Pentru un leu. Vă să întreb, ați mai avut prețuri așa de mici în anii din urmă? Păi am avut acum 2 ani. Și ne-am adaptat. Le-am ca să dăm. Și așa jumate s-au stricat. Și acum au început să strice. Vă aștepta aceea soartă? Cred că da, cred că mai rea. De pe cum se aude, mai rea. Cum speranța moare ultima, legumicultorii se așteaptă ca prețurile să-și mai revină. Să fie bine și pentru ei. Viticultorii și-au contabilizat pierderile produse de grindina care a lovit în câteva rânduri cu putere. Au socotit cât au investit până în acest moment și cât vor mai avea de cheltuit până în toamnă. Au tras linie și rezultatul îi pune serios pe gânduri. Producătorii, în mare majoritate oameni în vârstă, pensionari, se întreabă dacă vor mai avea ce lăsa moștenire generațiilor care vin, așa cum lor le-au fost lăsate viile de părinți și bunici. Dom'le, aici, în zona respectivă, m-a afectat bătaia de piatră de 2 ore. O dată duminica în jurul orei 3 și o dată miercurea în jurul orei 12. Dar a bătut piatra în așa fel, când era de 10-20 cm piatra la nivelul solului, deci nu se vedea solul absolut nimic. Randa mea, pierdele sunt acestea. De exemplu, acesta este un strugure bătut de piatră de 2 ore. Strugul acesta, chiar dacă rezistă până la toamnă, acesta nu mai poate fi valorificat să scoate ceva pe el, pentru că nu ți-l cumpără nimeni în situația aceasta. Dacă ar fi un struguri frumos, așa mai zicem, dar din strugul ăștia, deci noi mergem la pierderi. Deci noi anul acesta trebuie să investim niște lucrări, să vedem de unde facem cu banii, dacă vrem să nu renunțăm la aceste vii, muncim degeaba, adică nu că degeaba, nu avem nici parte economică, nu câștigăm nimic. Greu încercați de vremea capricioasă, viticultorii din comuna Jarăștea se întreabă cum își vor mai putea întreține viile, cu ce bani, căci pe unele porțiuni destul de mari, abia dacă se vor putea culege vreo 500 de kilograme de struguri la hectar. De exemplu, un hectar de vii se cheltuiesc în jur de 70 de milioane, 7.000 de lei, bani noi. Dar noi ce scoatem pentru cât cheltuim? Deci noi nu scoatem nici 500 de lei, să zicem,
rămășița de struguri care a rămas. Dar suntem nevoiți, care poate și care putem, care suntem mai în putere, să ducem aceste lucrări, să întreținem vița de vie, ca să putem să o avem, nu la anul, să o avem peste 2 ani de zile. Pentru că dacă noi cedăm la ea, s-a pierdut tot și asta nu că e asta, asta e o avuție națională pentru care am apucat-o din strămoș și va merge dacă. Dar sunt situații când unii nu mai pot să le muncească, n-are cu ce. Îngrijorat este și edilul local, el însuși proprietar de vie, care nu vede deocamdată o soluție viabilă. Sincer, pentru acei proprietari despre care vorbeați, via va deveni o amintire. Și dacă n-au făcut poze la momentul potrivit când era frumoasă, s-ar putea nici măcar să nu-și aduc aminte cum arăta în vremurile ei bune. De ce spun acest lucru? Pentru că prin aceste măsuri care apar de la an la an, de la guvernare la guvernare, fiecare vine cu tot felul de idei de a recupera așa zisele găuri negre și se gândește ca să impoziteze de la cel mai mic până la cel mai mare, neținând cont de toate cheltuielile care există și de toate problemele specifice zonelor, vom avea surpriza neplăcută ca via, repet, să devină o amintire și o amintire frumoasă, sper eu, pentru că după urma viei au trăit generații întregi. Iată că noi reușim prin tot felul de măsuri să determinăm oamenii să renunțe. Dar sper ca prin înțelepciunea celor care sunt acum la putere să reușească să înțeleagă un singur lucru, că via, dacă dispare, dispare și vinul. Și dacă dispare și vinul, nu mai putem să ne mai lăudăm nici măcar cu ceva autentic, și anume vinul nostru cel bun. Da? Deci dispar soiuri, dispar tot felul de lucruri care, într-un fel sau altul, vor duce la dispariția unei zone întregi. Pentru că omul, știți cum este clădit, el construit, vine, face ceva, în momentul în care vede că ocupația de bază îi lipsește, ce face? Pleacă. Și atunci să nu ne mai mirăm că rămânem fără oameni în viticultură. Cu siguranță viile nu vor deveni o amintire, căci ele fac parte din viața viticultorilor. Va fi mai greu, vor avea mult de muncă, dar vor trece și peste această grea încercare. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 15-17 grade. Doamnelor, domnilor, aici punem punct știrilor atraste de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!